Locuitorii comunei Băcia s-au adunat cu mic, cu mare la căminul cultural din satul Tâmpa pentru a urmări spectacolul de colinde intitulat Asta-i casa cea frumoasă. Pentru cei mici a ajuns în comună chiar Moș Crăciun cu sacul Doldora de cadouri. Localnicii și invitații speciali au petrecut o seară de vis, au colindat, s-au veselit și la final s-au bucurat de un frumos foc de artificii. Mare bucurie și nerăbdare în sufletele locuitorilor comunei Băcia, pentru că seara de colinde din preajma Crăciunului a revenit pe lista de evenimente după 2 ani de pauză din cauza pandemiei de COVID. A existat o pauză de 2 ani de zile, așa cum știm cu toții, pentru că pandemia ne-a împiedicat să organizăm astfel de evenimente. Vreau să vă spun că în fiecare an oamenii au venit la aceste evenimente, fie că au fost făcute în satul Tâmpa sau fie că au fost făcute în celelalte sate ale comunei, au fost prezenți alături de copii, alături de colindători. Cu atât mai mult, cred că anul acesta, fiind o pauză de 2 ani, va fi un număr mult mai mare. Le doresc din suflet multă sănătate, pace, liniște și un Crăciun fericit! În deschiderea spectacolului au evoluat pe scenă preșcolarii de la școala gimnazială Băcia. La Tâmpa, comuna Băcia, unde întâlnim oameni minunați, un primar extraordinar, Florin Alba, care alături de echipa sa, de cadre didactice, duc mai departe tradiția. Foarte mulți copii, deci pentru o comună foarte mulți copii și într-adevăr primarul Florin Alba are o atenție extraordinară pentru educație, investește într-o nouă unitate de învățământ și desigur începând de la cei mici, de la grădiniță și până la școala generală. De asemenea, este anotimpul și zilele bucuriei, pentru că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos înseamnă bucurie pentru toți creștinii ortodoxi. Mă bucur că hunedorenii duc mai departe tradiția, urez sănătate, bucurie, belșug, atât în aceste sărbători, cât și în noul an care vine. Vreau să-l felicit pe primarul Florin Alba și echipa sa, fiindcă face ca în comuna Băcia tradițiile și acum în preajma sărbătorilor Crăciunului să continue. Chiar dacă a fost 2 ani de pandemie în care oamenii nu s-au putut întâlni, când văd acum în sală atâția copii sau copiii din comuna Băcia cu părinți, cu bunici care cântă colinde și mai ales și faptul că Consiliul Județean s-a implicat alături de printr-un parteneriat cu Consiliul Local al Comunei Băcia prin Centrul de Creație pentru a aduce artiști în fața locuitorilor Comunei Băcia. Pe această cale le doresc multă sănătate, sărbători fericite și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine anul viitor. Evoluția copiilor a fost recompensată cu daruri aduse chiar de Moș Crăciun, care abia a răzbit printre copiii curioși și nerăbdători. Ușor, da? Frumos, mă dă ușor! Ia! Ia așa, hop așa, hop așa! Nu așa! Ușor! Haideți, hai copiii trebuie să iasă de aici! Nu vă supărați! Ia, copiii să nu plecă! Apoi, seara de colinde a continuat cu profesioniștii Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Când spun cultură, vă spun, poporul român are ceva aparte, are legătura cu pământul. Când spun credință, e legătura cu Dumnezeu. Și când spun familie, este unitate. Deci, trebuie să le respectăm, să le ducem mai departe, pentru că altfel nu vom mai exista noi ca și nație și mulți și-ar dori lucrul ăsta în lume. Și oricât și-ar dori ei, îmi permit să fac o declarație acum că simt spiritul sărbătorilor, că simt spiritul Crăciunului și cred chestia asta și cu toată responsabilitatea vă spun, de oriunde ar veni din lumea asta, oricare ar veni, nu au trăirea asta românească. Oricât ar încerca să ne o fure, nu vor reuși. Oh,
Sărbătoarea s-a încheiat cu un frumos foc de artificii, spre bucuria tuturor participanților.